Bun găsit din studioul Dada TV la o nouă ediție a emisiunii Fața și Reversul. Aleșii locali între politică, promisiuni și realizări este tema emisiunii de azi, pentru care am invitat în studio pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Cristian Apostol. Bine ați venit, domnule Apostol, în studioul Dada TV. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos de invitație, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră. În primul rând, să vă rog să vă prezentați din punct de vedere profesional, dar și politico-administrativ funcțiile deținute, domnule Apostol. Păi, în primul rând, o să încep cu ce există acum. Sunt vicepreședintele Consiliului Județean Prahova din octombrie 2020, preluând un mandat într-o alianță cu PNL-ul. Apoi, ca să spun așa, sunt în politică din 2019, relativ nou intrat. Am intrat tocmai pentru a încerca să schimb ceva și cred că cel puțin partea de USR pentru acest lucru, acest deziderat, a intrat, cam majoritatea membrilor USR au intrat în politică. Pe plan profesional, sunt inginer petrochimist. Am lucrat 15 ani, aproape 15 ani, într-o multinațională în domeniul petrolului. O să spun, nu o să spun numele, dar răspund, o să spun că e o multinațională din Statele Unite. Imediat după această experiență multinațională, am făcut pasul către partea administrativă a județului Prahova. Și să sperăm că o să terminăm acest mandat cu capul sus. Ce v-a determinat să părăsiți o carieră profesională deosebită, după cum ați subliniat mai devreme, și să intrați în politică și administrație? Da, o să vă spun foarte sincer, am mai spus-o, am doi băieți și când m-am uitat la ei într-o zi, am spus că este nevoie să încerc să fac o schimbare. Tocmai pentru ei, pentru că pentru mine, ca să spun așa, eram în zona mea de confort fără nicio apăsare. Dar am spus că pentru ei și pentru cetățenii din Prahova este nevoie să mă implic, să schimbăm și să încercăm să aducem cât de cât o anumită zonă de afară, din afara României, să o aducem și în județul Prahova. Dacă după alegerile din 2024 nu o să mai dețineți nicio funcție publică, vă întoarceți la meseria noastră? Este posibil și acest lucru, să mă întorc în cadrul companiei de unde am plecat, da. Înainte de 2019, ați mai făcut politică? Ați mai fost membru vreunui partid? Nu, n-am făcut politică. În 2019, fără să informez, să spunem așa, pe nimeni, am decis că este momentul să intru și să intru alături de USR. Ce v-a plăcut atât de mult la USR? De ce nu la PNL sau la PSD, de exemplu? O să vă spun și acest aspect. Eu, de regulă, sunt liberal, ca și convingere, dar la acel moment pentru mine USR-ul a reprezentat exact doctrina lângă care, cum să zic, vibram și pentru care vroiam să mă implic. Faptul că toată lumea din USR își dorea o schimbare reală, o reformă a statului și a județului, faptul că ne doream cu toții și ne dorim în continuare ca județul și România să fie așezate pe o infrastructură corectă, pe o, să zicem, pe o zonă de modernitate, dar și pe această zonă de a avea justiția și partea aceasta de justiție socială, să spunem, nu neapărat justiție ca și instituție, să fie lângă cetățean. Adică pur și simplu să cetățeanul să fie în fața politicienilor, el să fie cel pentru care toată lumea lucrează. În anul 2019, când ați intrat în politică, USR-ul era pe val, oarecum. Astăzi mai puțin preferat de români. Cum se explică? Da, într-adevăr, în 2019
Încă nu eram pe val, ca să spun. 2019-2020? S-a construit mult între 2019-2020. Într-adevăr, am venit, să spunem, pe un anumit... Atunci exista un anumit context politic. Dar și acum, deși sondajele, să spunem, nu arată cum arătau la momentul 2019, adică înaintea unui an electoral, nici acum nu stăm foarte, foarte rău. Ce s-a schimbat? Probabil că acum, venind după 4 ani de pandemie, după 2 ani de pandemie, situația este un pic mai în zona de cetățeanului, este un pic mai critică, dar eu cred că avem posibilitatea în acest an preelectoral și anul viitor să aducem în față ceea ce poate USR-ul prin administrațiile sale din județ, cel puțin din județul Prahova. Dacă îmi permiteți, cred că lanțul de iubire între electorat și USR s-a rupt atunci când ați părăsit guvernarea, domnule Apostol. Da, este posibil și acest lucru. O parte din electorat nu a apreciat acest lucru. O parte, și aici vorbesc de un nucleu dur al USR-ului, a apreciat. Încă sunt discuții chiar și în interiorul USR dacă acel pas a fost un pas corect sau nu din punct de vedere politic, dar cu siguranță a fost un pas corect din punct de vedere al moralității, având în vedere că noi veneam pe o alianță de dreapta preferată de cetățeni, care după 8 luni de zile s-a decis să nu mai existe. Pasul corect, deși imatur politic la acel moment, a fost acela. Probabil că acum, la nivel central, dacă am fi din nou în această situație, probabil să cineva s-ar gândi de două ori. Asta la nivel central. La nivelul județului Prahova, fiind tot într-o alianță, noi spunem că am avut cel puțin o inteligență suplimentară și la acel moment am decis să continuăm această alianță care vine după 2 ani și jumătate, aproape 3 ani, de, să spunem, de încercări de a construi. Pentru că nu e corect și nu o să spun că acea veche paradigmă ce am avut la început, dar într-adevăr în acești ani noi am construit și am construit începând de la bază. Este cel mai greu să construiești de la bază pentru că îți trebuie fundație destul de mare ca să piramida sau cum vrei să-i spunem casa să reziste. Paradoxal, alianța dintre PNL și USR a rezistat la Prahova, chiar dacă la nivel național știți bine că sunt confruntări acerbe între aceste partide. Cum o să fi reușit, o să-mi explicați puțin mai târziu. Adversarii noastre politici vă numesc neomarxiști. Vă simțiți neomarxist, domnule Apostol? Nu mă simt neomarxist. Bine, cred că sunt mai multe apelative pentru persoanele din USR. Cu siguranță nu mă simt neomarxist. La fel sunt alături de biserică, deci nici acolo nu... Sunt doar... Cum să zic? Sunt doar... Răutăți? Răutăți ale adversarilor politici care încearcă să minimizeze USR-ul tocmai folosind astfel de practici. Că sunteți un alta corporatiștilor, că sunteți... Ce nu sunteți, domnule Apostol? Suntem de toate, tot ce există mai spus așa mai rău în România, dar la fel de bine sprijinim și biserica, sprijinim și oamenii simpli, suntem alături și de muncitori, nu suntem numai alături de elite. Să zicem, elită, da. Am dovedit-o chiar și în săptămânile trecute când am purtat discuții chiar la Ploiești cu sindicatul din TCE. Deci nu simțim și eu unul nu simt astfel de atacuri pentru că nu sunt adevărate în primul rând. O să vedem că o să aveți de-a face cu Partidul Aur, că am înțeles că sunt pe val oamenii ăștia și urmează să vină la guvernare. Aici v-aș contesta. Valul depinde dacă este mai înalt sau este mai mic.
Să schimbăm registrul. Ce se alege de bugetul record al Consiliului Județean de anul acesta, având în vedere că suntem la mijlocul anului, iată, și puține dintre proiectele aflate pe hârtie au și început, domnule Apostol? Bun, vă spuneam mai devreme că, într-adevăr, noi am construit timp de 2 ani și jumătate, construit de la zero aproape. Și pentru mine, venind din zona de privat, să spunem așa, a fost greu la început să înțeleg de ce lucrurile se mișcă chiar în felul acesta. Dar ușor, ușor... Greu și foarte greu. Greu și foarte greu, într-adevăr. Vă spun sincer, pentru că așa este legislația în România. Deci asta este răspunsul și e adevărat 100%. În primul rând, noi am construit studii de fezabilitate. Într-adevăr, cine spune că în România este plină de studii de fezabilitate are dreptate. Din păcate, fără ele nu putem să începem niciun proiect. Și într-adevăr, am făcut foarte multe în Prahova pentru că era nevoie. Toate proiectele mari de infrastructură, și acum revin la ce m-ați întrebat, au nevoie de aceste studii. Fără ele nu putem să le începem. Da, acestea costă și foarte mult. Și așa cum spuneați, suntem la jumătatea anului și m-ați întrebat ce se alege de buget. Păi eu o să vă spun ce se alege de buget. Avem o rețea de gaze pe Valea Slănicului, de exemplu, care 300 de kilometri de rețea de gaze, care în momentul când am spus că o să construim până la sfârșitul anului, toată lumea a spus că nu suntem nu știm ce vorbim, că nu se poate construi în România astfel de rețea în 9 luni de zile. Iată că suntem la 4 luni, 5 luni și jumătate, ceva de genul, de la acel moment când am dat startul, și avem aproape 175 de kilometri din 297. Deci suntem undeva la 60% din proiect și o să-l încheiem anul acesta, așa cum am spus. Proiectul nu s-a putut realiza fără bani de la buget, bugetul județului Prahova, și încă ceva foarte important, fără a avea cash flow. Toată lumea spune avem bani, dar dacă nu ai banii lichizi tocmai ca să plătești lucrările în avans, respectiv lucrurile se blochează. Exact. Asta am realizat, am adus această practică din partea de privat înspre administrație, având acești bani de rulaj totdeauna, și iată că lucrurile merg. Mobilă albă, mai departe. La fel, avem următorul proiect care va începe, va fi centura Comarnicului. Vestita centura Comarnicului. Da, este vestită, dar de data aceasta este și în practică, să spunem așa. Într-adevăr, până acum am vorbit doar de ce se întâmplă și colegii noastre din presă îmi spuneau nu se poate să-i dați drumul în această vară. Iată că o să înceapă în maxim 3 săptămâni, o să fie primul buldozer va intra pe această centură și această centură va funcționa în partea de bani de la bugetul județului pe același principiu, cash flow lichid, astfel încât compania respectivă să poată să lucreze până la sfârșitul anului, să termine și această lucrare. Cea de-a doua. Deci ea este la acest moment, centura Comarnicului este în faza de proiectare tehnică. Deci asta înseamnă că mai sunt 2 sau 3 săptămâni de proiectare tehnică, după care intrăm în execuție. Următorul proiect sau următoarele două, că vin la pachetul oarecum, sunt podul de la Buda peste DN1 în apropierea de ieșirea din Ploiești și centura Mizilului, care și ele la acest moment sunt în zona de proiectare tehnică. Deci avem partea de câștigători de licitație și sunt în zona de proiectare tehnică. O să am o întrebare punctuală despre acest proiect. Vă rog să enumerați mai departe dacă mai sunt proiecte în derulare în momentul ăsta. Următorul proiect care este în licitație la acest moment și încă nu avem un câștigător pentru că s-a depus o contestație, este centura Păuleștiului, care și ea este foarte aproape de a intra în zona de proiectare tehnică imediat după ce se judecă această contestație. Iar cea ultima, să spunem așa,
care este în zona aproximativ de execuție, este centura Azuga-Bușteni, cum îi spunem noi AB, care la acest moment este și ea foarte, foarte aproape de zona de proiectare. Am avut o licitație scoasă pe SEAP, s-au depus două oferte, din câte știu eu, ofertele nu au fost, din punct de vedere tehnic, nu au corespuns și acum este din nou scoasă, termenul următor, din câte știu eu, este 15 august de depunerea ofertelor. Deși această centură, probabil undeva spre sfârșitul anului vom avea câștigătorul, va fi proiectarea tehnică și pe parcursul anului viitor se va intra și pe această centură. Sinaia? Sinaia nu are o centură efectiv, pentru că în zona de Sinaia deja DN1 a suferit câteva îmbunătățiri, inclusiv la intrare, inclusiv la ieșire, astfel încât pe zona de Sinaia nu există încă o centură. Am să vă rog să ne spuneți și câteva dintre proiectele care sunt în stadiul de tehnic și urmează a fi implementate, nu știu când, la sfârșitul anului sau la anul. Da, cele mai importante, două, trei, mă rog. Da, mai avem centura Bănești-Câmpina, Valea Doftanei, care la acest moment avem studii de fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici. S-a luat un aviz tehnic de la Siguranța Circulației pentru acest proiect și se așteaptă depunerea pe PNRR, pentru o axă în PNRR. Valoarea este aproximativ de 280 de milioane de lei pentru această centură. Ea va face legătura între DN1 și drumul deja contractat de către Compania Națională de Investiții, Valea Doftanei Săcele. Iar următorul proiect unde Consiliul Județean deja a făcut câțiva pași este vorba de Transbai. Este legătura între DN1A și aici zona de Măgurele cu Aluniș, Valea Doftanei. O să vorbim, este un proiect interesant de susținere a turismului. Exact. Acesta a fost principalul obiectiv al nostru, să dezvoltăm zona centrală a județului din punct de vedere al turismului. El se termină atât în Azuga cât și în Bușteni ca și drum. Este un drum montan, să-i spunem. El este la această oră, încercăm să intrăm pe POR, pe axa de POR. El a fost depus inițial pe anexa 88 ca și sursă de finanțare, dar acum încercăm să-l trecem în POR, tocmai pentru a avea acest proiect finanțabil. Am să vă rog să ne explicați mai târziu exact cum se va derula acest proiect foarte interesant. Autostrada Comarnic-Brașov pare a fi un subiect foarte greu de discutat și chiar un proiect greu de realizat, din câte observăm. Cu toate astea, ar fi interesant să aflăm dacă au avut loc discuții între Consiliul Județean și CNAIR pe tema legăturilor dintre șosele de centură și viitoarea autostradă. Ați discutat unde se vor întâlni centurile cu... Da, au existat multe întâlniri și multe discuții pe această, să spunem, pe aceste legături între viitoarea autostradă și tot ce înseamnă sistem rutier din județul Prahova, că nu vorbesc aici numai de aceste noi centuri, cât și DN1, atât înspre zona montană, cât și înspre câmpie. Mai mult decât atât, am avut discuții și la intersecția dintre centura dintre autostrada Ploiești-Brașov și drumul expres Găiești-Ploiești. Pentru că acesta este un drum despre care nu prea se discută. Va exista un drum expres care va lega Găieștiul de Ploiești, astfel încât traficul venit de pe autostrada A1 să ajungă pe la intersecția autostrăzilor A7 spre Moldova și spre București, dar și spre munte, să fie legat printr-un drum expres.
Deci au existat multe discuții. Într-adevăr, sunt multe solicitări din partea, mai ales din partea primarilor, de a exista puncte de acces în zona localităților. La acest moment există, și o să vă spun așa, sunt câteva proiecte de conectare a acestor centuri cu centurile Comarnic și Azuga Bușteni cu viitoarea autostradă, dar și puncte singulare. Un punct este în zona Breaza Nord, unde se va face unirea cu autostrada. Un punct este la Bănești, unul în zona Aricești-Rahtivani și unul la intersecția cu DN1 undeva lângă Brazi. Domnule profesor, chiar mai credeți că se va realiza autostrada asta în următorii 10 ani, că e ceva de inexplicabil? Îmi doresc foarte mult să zic da. Din informațiile pe care le aveți la nivel politic, ce se întâmplă? La nivel politic există un agreement pentru a realiza această autostradă. Din păcate, faptul că noi tot discutăm, dar nu punem nimic practic în lucru, este o problemă și nu numai a zonei de administrație locală, cât și la nivel național. Această autostradă deja, să spunem, bun, rău, traseul există acum, da? Că se poate îmbunătăți, că ajunge foarte aproape, că am auzit discuții. Se tot îmbunătățește acest traseu de ani de zile. În fiecare lună vedem alt traseu. Da, tocmai pentru că nu începem să construim. Dacă această autostradă ar începe să fie construită, să zicem prima bucată, de la Ploiești până în zona Câmpina, da? Ar fi mult mai ușor peste 2 ani să discutăm despre următoarea porțiune. Sper totuși ca CNAIRU să decidă să ajungem și la zona de efectivă de construcție, nu numai de modificarea studiului de fezabilitate pentru acest proiect. Vorbiți frumos. Sunteți un politician tânăr. Mâine pe mine poate ajungeți ministrul transporturilor. Ce ne lipsește, domnule Apostol, să nu reușim să facem acest autostrăzi de 30 de ani? De ce nu reușim? O să vă spun, acum că am fost în administrație, vă spun ce ne lipsește, în principal, banii. Banii sunt o problemă. După bani vin deciziile și asumarea punctuală. Da? Acest lucru ne lipsește la acest moment. De ce? Pentru că niciun ministru nu și-a asumat real construcția unei autostrăzi de genul acesta. De ce? Pentru că fiecare știe că nu durează 4 ani. Nu se poate construi în 4 ani. Și atunci încearcă să prelungească această, să nu fie mandatul lui. Da? Eu vă spun adevărul. Nu normal ce îmi spuneți aici. Dom'le, dacă sunt ministru transportul, vreau să raportez, între ghilimele, la sfârșitul mandatului meu, am făcut 150 de km de autostradă. Punct. Pot? Da, din punctul meu de vedere, toate partidele politice ar trebui să semneze un pact pentru autostrăzi. Acesta ar fi ideal. Da? Adică să-și asume toată lumea un pact construcția autostrăzi, infrastructură feroviară, infrastructură fluvială, maritimă. Suntem la pământ, domnule Apostol. Din păcate, vă spun, suntem la pământ pentru că nu sunt bani suficienți pentru toate aceste lucrări. Și atunci încercăm să prioritizăm anumite lucrări funcție de ce consideră ministrul transportului că este mai important. Adică niciodată nu o să putem să facem totul dintr-o singură bucată. Și atunci prioritizarea merge pe anumite criterii. Da? Cum acum avem autostradă de la Pitești la Sibiu, că s-a considerat important din punct de vedere probabil economic, probabil așa la un moment dat va veni rândul și acestei autostrăzi care taie muntele pe Valea Prahovei să fie important. Nu avem bani. Aud chestia asta de iarăși, de 30 de ani, nu avem bani. Păi, domnule Apostol, prețul benzinei e destul de mare. Accizele sunt importante. Unde sunt banii? Acești bani, unde sunt? Nu ar trebui să meargă la autostrăzi? E o întrebare retorică, desigur.
Vă rog să spuneți, cu privire la centurile despre care ați vorbit mai devreme, Comarnic, Buștenea, Zuga, ați avut probleme cu retrocedările de teren, cu oamenii, cu... Culoarul de expropiere a fost deja stabilit. Într-adevăr, s-au trimis deja în științări pe bună bucată din aceste centuri. Probabil vom avea și solicitări în instanță, nu știu exact, vom vedea. Dar aceste de centuri ocolitoare sunt, unele sunt de importanță națională, cum este, sunt centurile Comarnic și Azuga Bușteni, celelalte Mizil, Păulești, Bănești, Câmpina, Valea Doftanei sunt de importanță județeană. Și atunci este în, să spunem, în mâna autorităților locale să decidă culoarul de expropiere și sumele de acordat, urmând ca dacă cineva nu este mulțumit cu respectiva sumă, să conteste în instanță acest lucru. Dar lucrurile vor merge înainte. Foarte interesant ce îmi spune. Deci autoritățile locale hotărăsc sumele care vor fi acordate? Pe baza unor grile ale notarilor publici există această practică de a stabili sumele respective și probabil vor fi oameni care nu vor fi de acord cu aceste sume și se vor adresa justiției. Dar așa cum, după cum v-am spus mai devreme, autoritatea locală, în speță Consiliul Județean Prahova, va merge înainte cu construcția, nu se va opri, pentru că și legislația acum permite acest lucru, urmând ca funcție de ce decide instanța să vedem. Ne spuneți că indiferent de ceea ce vrea proprietarul de teren, lucrarea merge, se face și asta voastră. Aceasta este legislația la acest moment. Ceea ce, pe de o parte, nu e rău, dar... Pe de altă parte... Știți de ce s-a schimbat în felul acesta legislația? Tocmai pentru că în trecut, în momentul când un proprietar era nemulțumit, lucrarea se bloca din acest lucru. Ori nu poți să ții dezvoltarea unui județ într-un singur proprietar. Și atunci legiuitorul a găsit această metodă de a da posibilitatea să construiască și apoi să despăgubească. Dar nici nu poți să-ți bagi joc de proprietari, să le dai praful de pe top, așa cum se spune, pentru că o dintre ei cu pământul ăla s-au născut, l-au primit moștenire și... Sunt de acord, din acest lucru nu este efectiv decizia Consiliului Județean a sumei respective, este pe o grilă notarială. Ori este o altă entitate care decide suma respectivă. Tocmai să nu, noi să nu centrăm și să dăm și cu capul. Deci noi doar punem în practică acea sumă. Practic există și o lege în sensul ăsta. Da, altfel există, nu, da, într-adevăr. Nu văd cum. Vestea bună, că în proporție, subliniam mai devreme, dar vă rog să detaliați puțin, în proporție de 90% luna viitoare vor începe lucrările la pasajul subteran de la Buda pe DN1. Centura de vest a Ploieștiului, proiect ce va face mai accesibilă legătura Ploieștiului cu comunele Brejoi și Ariceștii Rahtivani. Un proiect care va costa, imediat vă spun, 22 de milioane de euro. Da. Câteva detalii legate de acest proiect. Da, proiectul este un proiect, să spunem, mult discutat cu autoritățile centrale. El este depus pe proiectul Angel Salini, deci pe PNDL, și a fost mult discutat referitor la atât la poziție, cât și la tipul proiectului. El este suprateran și are două sensuri giratorii în componență. Într-adevăr, suntem în acest moment suntem în faza de proiect tehnic, deci asta înseamnă o lună. Scuzați-mă, din documentarea pe care am făcut-o, am aflat că este vorba despre un pasaj subteran. Nu, este suprateran, cred că l-aveți și în imagini. Este... Cred că greșesc eu atunci. Nu, da, acesta este. Deci este un să spunem, un pasaj suprateran. Este peste DN1. Și
El, ca să spunem așa, a fost mult discutat dintr-un singur punct de vedere, pentru că în zonă există foarte multe utilități, conducte și linii de înaltă tensiune, și nu, să zicem, o bună bucată de timp nu am găsit poziția ideală tocmai pentru a nu avea cât mai puține modificări ale infrastructurii acestor utilități. Acum totul este, să zicem, rezolvat. Suntem la partea de proiect tehnic. Într-o lună, o lună și un pic, după cum spuneați, va fi efectiv intrarea. Deci e adevărat că încep lucrările. Să nu ne trezim în decembrie că nu a intrat niciun buldozer acum. Vor intra acum, după cum v-am spus, totul este stabilit. Banii vin din zona de PNDL, deci nu este nicio problemă în a merge tot mai departe. Tot există cu chestia asta, cu e adevărat. Lumea nu mai crede. Corect. Nu mai crede, domnule Apostol. Corect, și de asta vă dădeam la început și exemplul cu gazele. Într-adevăr, când conducerea Consiliului Județean a spus că vom face acest proiect de gaze pe Valea Slănicului, toată lumea a spus, domnule, dar așteptăm de 30 de ani gaze pe Valea Slănicului. Nu este adevărat, ne mințiți și așa. Cu greu ne-am oprit pornirea de a spune nu este adevărat, ba facem și așa. Am lăsat timpul să dovedească că este posibil și acum dacă vă duceți pe teren în zona de pe Valea Slănicului, o să vedeți oameni care ies la poartă și încă nu sunt convinși că conducta aceea a intrat chiar pe lângă poarta lor. Pentru că, într-adevăr, neîncrederea în ce s-a făcut în ultimii 30 de ani în județul Prahova este o realitate. Dar încercăm să schimbăm acest lucru, așa cum, după cum spunea și noastră, făcând efectiv cu lucruri. Cu fapte, da. Da. Exact. Va fi foarte greu să... Eu vă spun că, după cum spuneam, avem partea aceasta de gaze, avem centură, avem podul acesta. Eu zic că ușor, ușor cetățenii din județul Prahova o să vadă că și se execută ceva în Prahova, adică chiar proiecte de infrastructură majoră. Pentru că nu vorbim că altfel am mai avut lucruri minore, câteva școli modernizate sau infrastructura aceasta. Nu e ceva care nu e important, din contră. Se vorbește de un campus universitar major. Da, tocmai asta spun. Avem și o colaborare și vrem să și o să aducem, de fapt, de la 1 septembrie, chiar 1 octombrie, dacă stau să mă gândesc, și partea aceasta de universitate pe axa medicală, pe secție medicală în județul Prahova. Am o întrebare, o să vă întreb imediat. Au venit studenți, s-au înscris studenți, urmează? Ce se întâmplă? S-au înscris. Mediciniștii? Studenți. Da, da, da. Să revenim la centura ocolitoare Bănești, Valea Dofteanei, Săcele. Altă poveste cu care nimeni nu mai crede. Și vă spun și de ce. Iată ce spune Adrian Veștea, ministrul dezvoltării, despre acest proiect. Mi-aduc aminte că expropierile directe legate de acest obiectiv au început în urmă cu 19 ani. Corect. A trecut cam mult să fim în aceeași etapă și cred că este obligația noastră cel puțin să-l începem. Atenție! Ministrul dezvoltării Adrian Veștea. Da, care înainte să fie ministru era și președintele Consiliului Județean Brașov. Da, nu s-ar mulțumi dacă ar începe lucrările. Atenție, nu dacă s-ar și... Lucrările au început. Pe acel proiect, cel puțin nu pe partea aceasta de centură ocolitoare Bănești, Câmpina, Valea Dofteanei, dar proiectul acela, Valea Dofteanei Săcele, este deja început. S-au construit, dacă nu mă înșel, primii 10 kilometri, chiar s-a turnat și asfalt pe el. Într-adevăr, lucrurile... Scuzați-mă, o paranteză, am impresia că ceea ce spune s-a făcut Brașov, nu Prahova. Nu, Prahova a făcut. Sigur? Din Valea Dofteanei către Săcele s-a realizat.
Într-adevăr, sunt câteva probleme în zonă și aici mă refer în primul rând la infrastructura aceasta conexă drumului, adică partea de electricitate unde stâlpii sunt exact lângă drum. Se lucrează la acest moment cu electrica tocmai pentru a degreva drumul național la momentul acela actual, drum județean, de rețelele de electrice, adică să le mutăm mai pe scurt, dar se lucrează. Nu în ritmul, să zicem, în ritmul în care ne dorim noi în Prahova. Mi-a aruncat mingea la fireu. Electrica lucrează într-un ritm deosebit. Au fost niște probleme în ultima săptămână, ultimele două săptămâni. Localități din Prahova n-au avut curent 48 de ore, iar unele zone chiar o săptămână. Da, nu asta este... a fost o paranteză. Nu, o să vă spun și acest lucru. Într-adevăr, știu foarte bine situația. Zona, chiar și zona Breaza a fost, Breaza, Cornu au fost afectate. Din păcate, acesta, cum să zic, nu este de acum. Deci nu este o realitate doar în acest an. Faptul că în ultimii 30 de ani nu s-a investit în această zonă de electrică, acum avem, să zicem, laurii. Deci ni se oferă zona de... Domnule Apostol, o să revenim la subiectul la care am pornit mai devreme, să ne explicați când și cum se termină lucrarea asta, dacă se va termina vreodată. Am avut curiozitatea, după aceste probleme cu energie electrică în localitățile respective, să merg puțin în teren, cum se spune. Vă mărturisesc că am văzut zeci de stâlpi de la electrica aflați într-o pădure, pur și simplu, adică este aproape imposibil să nu se întâmple ceva în momentul în care vine o vijelie. Ați luat legătura cu primarii din toate localitățile de praful? Bă, fraților, mai curățați zonele astea de... Discuția este foarte simplă. În zona de protecție a rețelelor electrice nu pot interveni primarii. Și aici au dreptate primarii din aceste localități în momentul în care spun, dom'le, nu putem interveni. Și vă spun foarte sincer de ce, pentru că la orice incident, și asta aici înseamnă un arc electric sau orice, dacă acea echipă care lucrează să îndepărteze vegetația nu are un contract cu electrica, nu au actele necesare, nu vor fi răspunzători cei care au adus acolo echipa respectivă. Și atunci cine trebuie să facă asta? Electrica are o divizie care se ocupă de așa ceva. Dar nu se ocupă. Tocmai, asta vă spuneam, faptul că au fost subfinanțați timp de 20-25 de ani, asta înseamnă. Județul Prahova, din acest punct de vedere al rețelelor electrice, este foarte, foarte, stă foarte, foarte rău. Nu vă supărați. Înțelegem, subfinanțare, nu avem oameni. Asta e altă discuție, că n-au oameni pe teren, corect, cei de la electrică. Totuși, ați stat de vorbă cu ei, ați chemat la o discuție. Bă, conducerea Consiliului Județean a discutat inclusiv, pentru că la nivelul județului Prahova, până acum un an, nu a existat, să zicem, un director cu atribuții pe toată zona al electrică. Directorul general era la Cluj. Și este, dacă nu mă înșel? Este și acum, dar acum există un director pentru județul Prahova. Conducerea Consiliului Județean a solicitat în mod expres această poziție, tocmai pentru a putea discuta la fața locului, adică respectivul de la electrica să fie aici, să poată să vadă și să meargă pe teren. Există, muncește domnul respectiv, este aici, suntem în contact de fiecare dată când au probleme, dar, așa cum spuneam, este foarte greu și în momentul când ai pe cineva aici, dacă n-ai cu ce.
S-a discutat și de acest lucru, s-a cerut ca bugetul pentru județul Prahova al Electrica să fie din ce în ce mai mare și să fie pus an de an din ce în ce mai mare, tocmai pentru că județul Prahova, așa cum, după cum vă spuneam, stă foarte, foarte prost la capitolul rețele electrice. Trag acest semnal de alarmă pentru că vedeți bine ce se întâmplă cu vremea. Nu știm când apare o vijelie, nu știm când vor fi smulși copacii din pământ și vor rămâne gospodăriile fără... Ne preocupăm și sunt destul de mulți primari în județul Prahova nemulțumiți de calitatea serviciilor, să spunem așa, electrica. Din acest motiv chiar ne-am implicat și chiar încercăm tot ce se poate pe lângă, să zicem, managementul electrica de la, din Cluj. Păi vorbiți cu domnul Dumitrescu să vorbească cu ministrul energiei, că e toată ziua la guvern, domnul Dumitrescu. Domnul președinte Dumitrescu este unul dintre cei care a insistat foarte tare pentru a rezolva problema de electricitate de rețele din județul Prahova. Să încheiem cu... Suntem la trei sferturi de emisiune și n-am ajuns nici la jumătatea întrebărilor. Să încheiem cu zona asta de Valea Doftanei, Săcele. Când o vedem? Când circulăm pe ea? Proiectul Valea Doftanei Săcele nu ține neapărat de Consiliul Județean, așa cum v-am spus, este un proiect al CNI, al Companiei Naționale de Investiții. El este în lucru. Părerea mea este că undeva sfârșitul anului 2024, poate chiar începutul 2025 să fie funcțional. Va ajuta foarte mult și turismul, domnule Apostol. Corect. Și o să trecem, avem alt subiect, Transbaiul. Spuneți-ne câteva cuvinte despre Transbaiul, un proiect care ar putea să ajute turismul cu adevărat. Acesta a fost primul lucru la care ne-am gândit, dezvoltarea turistică a zonei mediene, zona centrală a județului Prahova, zona de munte, care nu avea un drum și nu avea acces decât din laterale oarecum, dinspre Valea Doftanei și dinspre Cheia. Am decis că este nevoie de un astfel de proiect destul de mare de infrastructură, adică și costisitor, dar și mare ca și lungime. Vorbim de acest transbai, este un drum care parțial este deja existent, adică partea de drum dinspre Măgurele spre până undeva spre Valea Doftanei este parțial existent, urmând ca de la Valea Doftanei să urce undeva spre Bai, în munții Baiului, și de acolo să coboare spre Azuga și un alt drum spre Bușteni. Ar putea să fie o minunăție din câte imaginez. Proiectul este un pic mai amplu. Proiectul are în munții Baiului, chiar pe vârful munților Baiului, există un proiect să facem un tren cu hidrogen care să plimbe, dacă nu mă înșel, un tren cu hidrogen? Da. Acționa cu hidrogen. Noi n-avem cale ferată, n-avem... Este tocmai turistic. Este vorba de turistic. El va uni cele trei vârfuri din munții Baiului și este o cale ferată în jur de 3 km și jumătate, dacă mi-au bine aminte. Tocmai pentru a dezvolta zona turistică. Deci cam așa este... Un fel de mocăniță. Exact. Da. Cine pritoacește toate chestiile astea la Consiliul Județean? Că par foarte interesante, cel puțin la nivel declarativ. Nu este neapărat cineva, este un întreg colectiv în Consiliul Județean care discutăm despre astfel de proiecte și să le punem și în practică. Așa, după cum v-am spus la început, există pentru acest proiect studiu de fezabilitate, există, am aprobat și indicatorii tehnico-economici, adică ușor-ușor mișcăm lucrurile, așteptăm axa de finanțare să se deschidă axa de finanțare pentru acest proiect. Dacă tot ce spuneți se va și realiza, cred că o să vă intrați în istorie. O să vă pună ăștia cât un portret pe Casa Albă și dumneavoastră și-l dă Dumitrescu și o să zic că ei n-au... Nu știu rezolvă. Dacă e necesar... Păi nu, dar dacă tot ce spuneți e adevărat, este... Adică e adevărat, mine, este adevărat, se va realiza. Important este dacă peste câțiva ani o să pot să-mi duc băieții cu acest tren cu hidrogen, mă mulțumesc cu atât. Frumos. Hidroprahova, un subiect... despre care prahovenii nu prea vor să audă mai deloc. A semnat recent un contract pe fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii apă și canalizare.
pentru 42 de localități, inclusiv Sinaia, Bușteni, Iazuga, Comarnic. Din experiența trecutului știți bine, sau dacă nu știți, vă spun eu, Hidro Prahova a gestionat dezastros acest gen de proiecte. Credeți că sunt șanse să nu se mai repete această istorie? Vă dau un exemplu. La Câmpina sunt cartiere unde nu funcționează nici în ziua de astăzi canalizarea. Și nu numai la Câmpina. Da, știu de, despre aceste probleme din Câmpina și nu numai. Exact de la începutul mandatului meu am primit foarte, foarte multe sesizări pe ceea ce însemna Hidro Prahova și proiectele gestionate de Hidro Prahova, fie că vorbeam de Câmpina, unde oamenii chiar veneau și ne spuneau, fie că vorbim de Breaza sau alte localități unde Hidro Prahova a gestionat. Urleta. Da. Din păcate, era chiar și este real, sunt reale aceste plângeri și sesizări. Am încercat cu noua conducere a Hidro Prahova, fiindcă USR-ul a fost unul din partidele care chiar a solicitat în Consiliul Județean schimbarea directorului pentru, chiar pentru proastă gestiune a acestor proiecte. Și chiar am reușit să facem acest lucru. Împreună cu noua conducere, chiar am încercat să rezolvăm o parte din aceste sesizări, urmând ca restul să încercăm acum cu noul proiect. Îmi doresc foarte tare să gestioneze Hidro Prahova și conducerea Hidro Prahova să gestioneze mult mai bine decât a gestionat până acum. Ce discuții am cu primarii implicați în acest proiect este că lucrurile oarecum s-au schimbat în zona de management a Hidro Prahova. Deci, este un lucru bun, dar vă mai spun ceva. La Câmpia, de exemplu, sunt străzi întregi unde canalizarea este pusă invers, dacă vă vine să credeți. Nu are cădere. Am înțeles, da. Ce se poate întâmpla acolo? Să scoată ce-au băgat și să bage din nou? Sau? Nu cred că este așa, posibil. Nu cred că este posibil. Acum inginerul din mine ar vrea să dea un răspuns, dar ideea este că nu sunt de specialitatea respectivă. Nu știu, există probabil soluții tehnice pentru chestia aceasta. Dacă există punctual, poate cel mai bine ar fi să le adresăm directorului Hidro și nu mă îndoiesc că primarul Câmpinei nu poate să discute direct cu conducerea Hidro Prahova, astfel încât să găsească soluții și pentru aceste probleme punctuale din Câmpinei. Mă gândesc că o să-l ajutați pe primarul Câmpinei, că am văzut că l-ajutați cu pasajul subteran. Vă ajutați și cu canalizările. Bun, acum am trecut la o altă de n-am trecut. Domnule Apostol, anul electoral 2024 se apropie și USR, partidul pe care îl reprezentați, propune o nouă alianță politică de dreapta, am văzut, cu PMP-ul. Un partid care nu e în Parlament, nu prea mai reprezintă nimic pe scena politică românescă. De ce a ales USR-ul varianta asta și nu cu PNL-ul, așa cum, uite, aveți exemplu de la Prahova, funcționează? Bun, în primul rând, USR-ul nu a ales o alianță cu PMP-ul. USR-ul a spus că este deschis unei alianțe de dreapta și poate discuta cu oricine despre o alianță de dreapta, oricine crede într-o alianță de dreapta. PMP-ul este doar primul partid care a spus da, noi vrem să facem această alianță de dreapta. La acest moment, din câte știu eu, la nivel național, încă nu s-a semnat, semnat niciun acord, inclusiv cu PMP-ul, dar partidul nostru, USR-ul, a spus foarte clar, suntem deschiși și pentru toată lumea. Au existat discuții, probabil ați văzut și dumneavoastră în presă, și cu Forța Dreptei, și cu UDMR. Adică există deschiderea către oricine din zona de dreapta, tocmai pentru că USR-ul a realizat cât de importantă este ca dreapta să fie unită în acest moment dificil din punct de vedere... Nu ca în 2020, când a fost unită până la... s-a despărțit. N-aș spune chiar atât. A spune că doar la nivel central
a existat această problemă. Acum, cum să zic, nu mai aducem înapoi de la groapă ce s-a întâmplat, dar ne dorim și chiar ne dorim ca toată această structură de dreapta și zona de dreapta să vină și să vină în jurul USR-ului și să putem să dovedim că dreapta vrea schimbarea și vrea partea de liberalism a României. Vă doriți o alianță politică sau să absorbiți PMP-ul, de exemplu? La acest moment nu se discută despre absorție, se discută doar despre alianțe și de crearea acestui pol de dreapta. Pentru că și acolo, știți bine, sunt fel de fel de scandaluri, discuții, partea aripa Diaconescu, aripa Tomac, aripa nu știu care. Da, aici este un pic, nu am intrat în detalii de genul acesta. Bucătăria PMP-ului. Exact. Acum ce să spun, că îți spuneați mai devreme că nu sunt în Parlament. Într-adevăr nu sunt, dar scorul a fost 4,99. Adică au fost cât poate să treacă pragul, dar nu l-au trecut. Mai reprezintă câte ceva la nivelul aleșilor locali, din câte știu PMP-ul. Da, PMP-ul ca și forță politică locală este un partid destul de prezent în viața politică. Acum, v-am spus, depinde foarte mult și dacă ei își doresc să fie parte din acest pool, atunci nu vedem de ce nu putem să colaborăm și cu ei. Îmi asum ce zic, există un pericol. Dacă nu o să vă grăbiți ne-a constitui acest pol de dreapta cu PNL-ul sau cu cine o să vrea dumneavoastră, o să vedeți un partid aur care să registreze un scor mai mare decât toți din dreapta la un loc. Îmi asum ce zic acum. Bun, eu vă spuneam și la începutul emisiunii că nu sunt atât de convins că da, AUR va înregistra aceste scoruri fabuloase. Eu sunt mai rezervat. Din câte am văzut, nu vă înțelegeți prea bine cu primarul Proieștiului Andrei Volosevic și nici cu socialdemocrații din prefectură. Mă refer la scandalul acela pe tema crizei apei calde din Ploiești. Iată ce a afirmat subprefectul Emil Drăgănescu în legătură cu dumneavoastră. Nu este corect atitudinea noastră, domnule Apostol, de a sta sub două umbrele și, prin urmare, al să cer coaliției de guvernământ să se respecte protocolul național și să fiți înlocuit de funcția de vicepreședinte. Cum rămâne? Vă înlocuiește, vă dă afară, vă... Ce vă face? Cine este domnul... Domnul subprefect, vă subliniez. Dacă discutăm la nivel de partid, atunci pot să stau de vorbă cu domnul președinte al PSD Prahova despre ce spunea domnul subprefect. Discuția este foarte simplă și nu intru în dezbatere despre ce spunea domnul respectiv. La Prahova noi avem și în continuare mergem pe această alianță. De la început, inclusiv de la momentul, să zicem, ruperii alianței centrale, la Prahova s-a decis să meargă în continuare pe acea structură, o structură care a asigurat liniște în județul Prahova, o structură care a asigurat, să zicem, construcție și care ușor-ușor începe să livreze și rezultate pentru Prahoveni. Păi da, să nu vă iubesc adversarii. Da, știu. Acum spuneați și spuneați la început, dădeați două exemple, domnul primar al Ploieștiului și PSD. Cred că este una și aceeași acum mai nou, adică nu este... Aceeași entitate. Aceeași entitate, știu, da. Știu că n-a trecut încă la PSD, urmează probabil. Eu am auzit altceva, dar nu știu ce ați auzit dumneavoastră. Eu am auzit că deja, din câte știu, a spus că o să candideze din partea PSD. Deci nu știu cum ai putea să candidezi dacă nu ești... Fost dumneavoastră coleg de alianță, de ce vă mirați? Nu, mă mir despre ceea ce declară, nu de altceva. Adică... Am depășit timpul de emisie și mai am o întrebare la care nu renunț. Aștept. La Câmpina sunt niște probleme în organizația USR. Unii dintre consilierii votează cu primarul, alături de primar, alții votează împotriva primarului. E o demandadă acolo. Ce se întâmplă, domnule Apostol? Nu este o demandadă, este o realitate la Câmpina. Într-adevăr, faptul că USR-ul este un partid
Sibiu și la un moment dat a decis că votul consilierilor trebuie să fie al consilierilor și trebuie să fie asumat, a creat această situație. Într-adevăr, partea de pasaj, ce spuneați mai devreme, să zicem, a amplificat acest vot anti. În general, ei nu au avut chiar atât de multe voturi, unii într-o parte, unii într-o parte. Pasajul, într-adevăr, a fost cu probleme, dar pentru noi important este ca filiala să meargă mai departe. Din acest motiv, vă spuneam, să zicem așa, Biroul Județean, expirând mandatele conducerii USR Câmpina, a preluat această filială ca și coordonare. Și urmează să organizeze alegeri. Și urmează probabil să avem alegeri, tocmai pentru a defini exact anul preelectoral și anul electoral din 2024. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu dumneavoastră în seara asta. Cred că am să vă mai invit pentru că sunteți un om deschis, un om politic deschis dialogului. Cu drag oricând. Iar privitorilor noștri le mulțumesc pentru atenție și îndemn să urmărească programele Dada TV.